Peste 2500 de absolvenți ai clasei a 8 au intrat astăzi în examen. Prima probă a evaluării naționale, cea de limba română, le-a propus elevilor subiecte ușoare la care s-au descurcat potrivit mărturisirilor acestora. Păi o poezie de Mitrulescu despre anul nou și pe urmă s-a început o compunere despre mesajul textului. Destul de ok. Nu a fost așa de greu. Cel mai greu a fost la mesaj poezie. Examenele continuă mâine. Calendarul evaluării naționale din 2014 este următorul: 23 iunie limba română, 24 iunie limba maternă, matematică în 25 iunie, în 27 iunie afișarea rezultatelor parțiale, iar în 1 iulie afișarea rezultatelor finale. În acest an, media de la aceste teste naționale va reprezenta 75% din media de admitere la liceu, iar 25% vor conta mediile din gimnaziu față de 50% anul trecut. De altfel, singura noutate față de capacitatea din 2013 au declarat reprezentanții Ministerului Educației.